seara aceasta am reușit să lansăm trailerul oficial al ultimului zburător. Ultimul zburător, un prim film fantasy românesc, care face parte dintr-o trilogie, trilogia Promisum. Auzi, puștule, nu crezi că ar fi cazul să zbori și tu mai des? Au participat, bineînțeles, peste 90 de motocicliști din 3 cluburi, din București și Călăraș, din Chopper Academy, de la Free Riders și de la Slow Riders. Prietenii mei din motocicliștii care au venit să fie lângă noi la lansare astăzi m-au emoționat și mai mult. Adică a trebuit doar să anunț pe forum că facem acest eveniment, cine vrea să se alăture, și ne-am trezit cu atâtea dauri că nu ne venea să credem. Au venit oameni care nu erau din București, au venit din Călăraș, au venit din Focșani, departe de București. Am luat mitul ultimului zburător și l-am adus într-un basm modern, cum îi spunem noi, în care zburătorii sunt motocicliști. Să vii cu mine. Zanoni, jumătate înger, jumătate demon. Un zburător care, așa, după cum bine știm, răpește fetele, sau mă rog, le răpește virginitatea într-un fel sau altul. A fost o propunere pe care mi-a făcut-o Ovidiu și sincer m-a câștigat din primul moment. Și m-a câștigat în primul rând pentru că era un film care își propunea să fie un film de dragoste, o poveste simplă, frumoasă. Eliza este o fată care s-a întors din America, s-a întors în România să-și înceapă cariera muzicală. Aici îl descoperă pe viitorul fost soț, ca să-l numesc așa. Ea nu știe, dar până la urmă află că este fată de zburător. Eu nu am niciun contact vizual palpabil cu zburătorul la începutul filmului. Doar el mă vede, eu doar pot să simt că este ceva, o prezență. O poveste de dragoste într-o lume ca a noastră, care este dominată de materialism, probabil că poate părea pentru unii desuetă.
Mie unul mi-a plăcut. Mi-a plăcut, în primul rând, că dragostea triumfă. Mi-a plăcut pentru că se termină frumos. Mi-a plăcut că, până la urmă, dragostea învinge. Și cred că asta este un lucru pe care mi-l dorim toți, sau cred că undeva în adâncul sufletului toți visăm o poveste de genul ăsta. Poate unii am și trăit-o. Am rămas cu niște amintiri destul de plăcute, scenele în piscină, pentru că nu sunt cea mai bună notătoare. A fost destul de greu să filmăm. Țin minte că prima dată când am avut în piscina exterioară am avut filmare. La un moment dat obosisem atât de tare încât chiar m-am dus la fund pentru 2-3 secunde. Toți erau panicați pe lângă, sărim după ea sau să nu sărim. Dar pe urmă mi-am revenit. Iar a doua filmare a fost într-adevăr într-o piscină acoperită, într-o apă de avea 1,65, deci nu depășea. Și practic eu stăteam, dacă știți, cu nisipul de la lumini. Ei bine, o stăteam cu ele pe picioare să nu plutesc pe deasupra. Deci a fost foarte interesant să filmez când noți, când de fapt nu știi să noți sau nu prea știi să noți. Am fost coproducător și am făcut montajul acest film. Au fost 84 de ore de material, din care am rămas cu 2 ore. Bucuria mare a fost că oamenii l-au văzut, oameni din domeniu sau oameni din industrie și spectatori normali ca cei din familie, și a spus, băi, nu vă credem, filmul ăsta nu e făcut fără bani, a avut un buget foarte mare. Nu s-a întâmplat așa. Brunetă, subțirică, cântă, e frică de apă? Eliza, nu? Trupa Horograf ne-au dat o piesă pentru coloana sonoră a filmului, iar noi le-am dat imagini pentru realizarea unui videoclip. Când ai venit, mi-ai dat lumina vieții. Lumina ta. Când am văzut roa dimineții, am învățat ce înseamnă dragostea. Atâta timp cât există dragoste, probabil că celelalte lucruri poți să treci peste ele. Noi în ultima perioadă am uitat din cauza felului și a presiunii la care suntem supuși constant. Dar dragostea triumfă. Și lucrurile sunt absolut minunate. Toată lumea vrea o parte din iubirea noastră. Hai să noi lăsăm să ne despartă.